prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Noi astăzi suntem aici ca să arătăm că cei din Craiova, vă salut cu drag, cei din Craiova își manifestă dragostea față de Camelia, și furdui, Camelia furdui și petică din Târgoviște sunt eu și e de ajuns. Târgoviștenii salută și vă salută cu drag. De asemenea, dumneavoastră cei din, București, mai presus de faptul că suntem aici împreună, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani strigam către Dumnezeu în piața victoriei pentru familia Bodnariu. Și Dumnezeu a ascultat glasul rugăciunii noastre și strigătele noastre. După un timp împreună cu Marius, într-adevăr, mulți mai puțini, strigam în fața ambasadei Finlandei pentru Camelia Smicală. Și Dumnezeu a ascultat glasul, glasul nostru. Și avem convingerea, încredințarea că ascultă și astăzi glasul nostru, dar știți ce mai trebuie? Să continuăm să ne rugăm nu este suficient când suntem astăzi împreună, ci să continuăm să ne rugăm împreună uh, pentru ca uh, cei șapte copii ai uh, Camelii și a lui Petru să vină, să vină acasă. Uh, cu mulți ani în urmă, i-am citit uh, fetiței mele uh, istoria a trei tineri care au fost duși într-un cuptor și încins. Și împăratul la sfârșit zice, uh, noi am pus trei și înăuntru văd uh, patru. Și povestindu-i că cei trei au ieșit afară, fetița mi-a spus așa, zice, știți ce? Înseamnă că cel care a rămas acolo aștepta și pe alții să vină. Și le spunea așa, știți ce? Toți care veți veni, mă găsiți aici, voi fi împreună cu voi. Copiii spun lucruri foarte interesante. Suntem în încercările noastre, nu singuri. Dumnezeu este cu noi, Domnul Iisus Hristos. În focul încercărilor, Domnul Iisus Hristos este cu noi. Să nu uităm lucrul acesta. Minunea iubirii pământești, minunea iubirii pământe, părinte, părintești, mă știți, este singura care poate să facă, dintr-un suflet fragil de copil, să-l crească. Doar minunea aceasta a iubirii pământești, părintești. În fiecare zi este o bucurie să auzi copiii când se trezesc, să fie alături de ei. E o minune. Camelia și cu petică de șapte ani nu mai știu lucru acesta. Și dragii mei, eu îmi închipui așa, că ziua este o suferință și noaptea o tortură. Ziua este suferință sufletească și noaptea o tortură când îți știi copiii răpiți, sequestrați de stat. Am avut un mare respect față de statul german când am aflat că cu ani în urmă au plătit bani grei pentru fiecare etnic german ca să ajungă înapoi între ei lui. Au plătit din greu. Dar astăzi sunt profund dezamăgit când statul german răpește copii și nu contează că sunt români, că sunt italieni, că pot să fie albanezi sau australieni. Un stat n-are voie să facă așa ceva deoarece copiii nu sunt ai statului. Copiii sunt ai noștri și ai Dumnezeu pentru că datorită dragostei Lui Dumnezeu i-am primit. Am convingerea că familia Furdui și-a crescut copiii jervindu-se pentru ei, pentru că doar un părinte se poate jervi pentru copiii lui. Doar o mamă poate să nu doarmă o noapte întreagă, regind la căpătăiul copilor ei. Suferința mamei care a putat împânte cu un copil sau mai mulți nu poate fi cuantificată. Eu am o întrebare pentru, așa, puțin retorică. Cine va plăti pentru toată suferința acestei familii? Cine va plăti? Ceea ce știu sigur este că Dumnezeu îi mângâie. Camelia și Petru. Să știți că Dumnezeu vă mângâie nu cum numai prin Duhul Sfânt, numai cum El poate să o facă. Și noi, prin faptul că suntem aici, vă dorim ca mângâia Dumnezeu să fie alături de, de voi. Doar familia este locul în care copiii pot crește și dezvolta armonios, atât trupește cât și sufletește. Prea mult punem accent pe creșterea trupească, uitând că toți suntem, în primul rând, și un suflet. Un suflet care are nevoie de o crotire, de protecție și de o bună uh, creștere. O familie care s-a luat copii este greu încercată. Dar și ce? Nimeni n are dreptul să dea copiii de lângă noi. Nu pot să spun decât că minunea iubirii părintești este singura, singura lăsată de Dumnezeu unde copiii pot crește și se pot dezvolta. Dragă Camelia, dragă Petru, continuăm să protestăm și vom continua în Suceava, în alte părți. În același timp continuăm să ne rugăm pentru voi. Până în ziua când Dumnezeu va aduce copii, vă va aduce copiii acasă. Și ne rugăm să fie cât mai, cât mai repede. Și să nu uităm un lucru. Domnul Iisus Hristos ne așteaptă în cuptorul cuptor de, de suferință, este încă acolo. Și așteaptă ca și alții să intre și să le spună, eu sunt cu voi. Iată, eu sunt cu voi în toate Zilele vieții voastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne țină pe mai departe treji în credință. mărturisind credința în Domnul Iisus Hristos, mătuisind valorile acestea creștine ale familiei, dar dând dovadă în societate că știm să fim părinți credincioși, care își cresc copiii, jertfindu se ei pentru copiii lor. Mulțumim organizatorilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze și mai ales Camelia și Petică. Suntem alături de voi, dar Dumnezeu este cu noi. Amin!